Bun găsit din nou din Victory Pub la podcastul Victory Extra Time. De această dată avem un fost jucător care a cam evoluat și el prin Champions League, pe la echipa națională, pe vremea când România avea echipe acolo, la cel mai înalt nivel și care se comportau nu bine, ci foarte bine, dacă ținem cont și facem o paralelă cu ce se întâmplă astăzi. Nu prea putem face paralele, că e greu încă. Alături de noi este Sorin Ghionea. Bun găsit, Sorin! Am spus bine, nu? Pe vremea când... Mulțumesc de invitație, da! Pe vremea când România avea echipe la cel mai înalt nivel, iar da. Tu, la acea vreme cu Steaua, ai fost acolo. Cum se vede? În fericire pentru fotbalul românesc, chiar am avut echipe la cel mai înalt nivel. Și mi-aduc aminte cu plăcere când într-o ediție de după ediție de campionat în care am avut două echipe participante în grupele Champions League, una direct și una care a jucat play-off de Champions League și sper să nu greșesc, patru echipe calificate în grupele cupei UEFA. Da. Asta spune mult despre valoarea campionatului de la acea vreme, despre valoarea jucătorilor, nu trebuie să ne ascundem. Un lucru care în momentul de față nu prea se întâmplă sau foarte, foarte greu se va mai repeta și acest lucru. Mi-aduc aminte că și atunci, parcă în momentul când aveam acele echipe în grupe, da, mulți dintre noi eram supărați că parcă nu ieșeau rezultatele, unele dintre rezultate așa cum ne doream și am ajuns în situația în care România într-adevăr are în acest an o reprezentantă în Conference League, CFR Cluj, ajunge în primăvara europeană. Să luăm așa și o expresie din popor, sau asta e rău mai rău, dar rău cu rău, dar mai rău fără rău. Da. Ne părea rău că suntem în grupe, că nu facem puncte, era concurența care face cele mai multe puncte, 7, 9, 10, 11. Acum, din păcate, suntem la foarte mare distanță de acea competiție majoră a unui intercluburi de Champions League, de participare, nu de participare, de calificare în grupele unei competiții. Intrăm în tururi preliminare acum. Da, adică a ajuns campioana României să dea trei tururi preliminare și un play-off pentru a accede în grupele unei competiții care, na, sper să nu greșesc, pe vremuri ar putea fi Intertoto sau poate puțin mai jos. Competiție organizată de UEFA pentru ca toți să poată participa în astfel de întreceri intercluburi. Se vede rău fotbalul românesc în momentul ăsta? Din păcate da. Din păcate da, pentru că nu scoatem capul în Europa. Degeaba suntem mei între noi, dacă în momentul în care ajungem să ne luptăm cu un adversar necunoscut, poate mai bun ca noi, poate la fel de bun ca noi, poate mai inferior decât noi, Nu ne calificăm, pentru că asta este ceea ce se întâmplă, este cireașa de pe tort numit fotbalul românesc. Ce se întâmplă în fotbalul românesc are ușor, vedeți că are legătură cu neparticiparea în competiții europene importante, ulterior ajungem totul să răsfrânge și asupra echipei naționale. Trebuie să vedem unde este problema. Și dacă poate fi rezolvat. Înainte să începem podcastul, spuneai ceva de acel episod Middlesbrough și oarecum aveai dreptate. Multă lume spunea atunci o dezamăgire imensă, pentru, mai ales pentru fanii Stelei de atunci. Da, pentru că erau obișnuiți cu rezultate, erau obișnuiți cu... Și astăzi mai sperăm la un astfel de meci să... Mie întotdeauna, înaintea optimismului, mi-a plăcut să fiu realist. Și realitatea în momentul de față pentru noi ne arată că suntem foarte departe de Champions League. Sper să mai reușim să accedem în o echipă românească, să se aceadă în grupele unei cele mai importante competiții intercluburi, Champions League. Dar mi-e greu să cred că în viitor apropiat. La cum arătăm în fotbalul românesc, la cum arătăm cu jucători neplătiți, cu virgulă conducători care își dau demisia din cauza unor probleme financiare, pe care încercăm să le mușamalizăm cum se poate sau să le ascundem, să le punem într-o lumină favorabilă, nu cred că vom avea câștig de cauză. Nu poți să faci performanță
cu jucători neplătiți. Nu poți să faci performanță cu infrastructură de jos nivel, ca să nu spun altcum, cu nămol. Nu poți să joci fotbal pe nămol. Nu poți să vopsești terenul cu vopsea. N-ai cum să vopsești nămolul ca să pară verde. Nu există așa ceva. Dacă vrem să ne mințim singur, o facem și rezultatele ne lovesc crunt. Totuși, înainte se mai juca și pe nămol. Totuși, da. Și înainte erau probleme financiare și jucătorii nu aveau salariile de astăzi. Și totuși, acei jucători ne făceau fericiți pe noi, cei care iubim fotbal. Nu știu dacă erau așa mari probleme financiare la nivelul de acum, pentru că... Nici salariile nu erau așa. Da, poate că așa erau vremurile, salariile, oarecum, mai ales la echipele din partea de sus a campionatului, erau în funcție de calificări, de participări, de ce aduceai tu ca nucleu de jucători pentru club, ce ți oferea clubul, aveai ceva negociat, dar făceai ceva. Făceai ceva pentru tine, în primul rând, ca sportiv, pentru că primul oară îl faci pentru tine, după aceea pentru ceilalți care sunt pe lângă echipă, începând de la patron, conducători, suporteri, tot. Dar dacă tu faci acel lucru pentru tine și ai satisfacția și mândria ta că ai ajuns la un nivel foarte înalt, mă refer la Champions League, cu siguranță toată lumea va fi mulțumită și toți vor avea de câștigat. Pentru că... Mă gândesc acum la meciurile în care tu ai evoluat în Champions League. Spune-ne care era sentimentul. Care e sentimentul să joci în Champions League? Când intri și cântă acel imn atât Hai de frumos. Hai să vă povestesc un episod din primul meci, din acel meci cu Dinamo Kiev, când am câștigat 4-1. În care tu ai și marcat. Da, primul gol, cred că în acea ediție de Champions League, nu știu dacă a fost primul sau al doilea cel mai rapid gol din acea ediție de campionat. Și în momentul în care am plecat la, trebuie să plecăm la Dinamo Kiev, am avut ceva peripeții și cu avionul prin aer, că s-a fisurat un geam, a trebuit să ne întoarcem. În sfârșit am mai stat vreo oră jumate, două pe aici pe la Otopeni ca să schimbe geamul și am reușit să plecăm. Am ajuns acolo foarte târziu la Kiev, doar am avut așa să luăm masa și să ne pregătim pentru antrenament. Ne-am antrenat, a venit ziua meciului. În protocolul, în ziua unui meci de Champions League, ai ore bine stabilite. Ora când vii la teren, ora când ieși la încălzire, ora când vii de la încălzire, ora când trebuie să ieși pe tunel. Adică totul, și primești anumite bonificații financiare, dar dacă nu respecti acele criterii, ai amenzi. Acolo nu se discută. Dacă trebuie să fii la 19:45 pe tunel și tu vii la 19:45 și 38 de secunde, ești amendat. Trecând peste asta, am făcut încălzirea, trebuia să ieșim la meci, noi la cât trebuia să fim pe tunel. Noi cred că am ieșit cu vreo 50 minute mai devreme, că te luași frigul pe acolo, te încălzeai și toată lumea din euforia aia și temerea aia pozitivă de a nu greși cu ceva, de a fi la nivelul competiției, noi eram acolo cu 50, cred că 5 minute e prea puțin, dar cu mai mult. Am stat pe acolo pe tunel, că mai glumeam între noi, ziceam că le e frică la adversar să vină. Și întotdeauna, într-o astfel de competiție și la un asemenea nivel, cel mai bun prieten al unui sportiv de performanță, indiferent de natură, trebuie să fie frica, fără ghilimele de rigoare, frica pozitivă, frica de a nu pierde, frica de a nu fi inferior adversarului, pentru că te ajută enorm de mult să te autodepășești și pe tine ca individ și pe tine ca nucleu. Și mai are, mai vezi asta în fotbalul românesc? Da, nu știu. Între noi erau orgolii foarte mari, mai îndrăunțe Steaua Dinamo, Steaua Rapid, Steaua Vaslui, Steaua Timișoara. Unde te ducea? Aveam meciuri enorm de grele pe la Bistrița, pe la Piatra Neamț. Toți vreau să câștige împotriva ta și asta e un lucru pozitiv. Dar în același rând, în aceeași ordine de idei, te și motiva pe tine,
pentru că tu nu puteai să ai un meci, cum să ai un meci extraordinar de bun și ai niște sincope așa, un meci bun, unul prost, unul mai puțin bun, trebuia să fii la același nivel. Nu puteai să le câștigi pe toate și nu s-a întâmplat. Ca drept dovadă, mă aduc aminte când am câștigat primul campionat, ne-a bătut Iașiu în Ghencea. Nu știu, cred că au avut o ocazie sau două, rest noi am avut o multitudine de ocazii și n-am reușit să dăm gol. Se pot întâmpla, astfel nu, sunt inevitabile în viața unei echipe, dar per total tu trebuie să fii sus în top în orice moment. Dacă te trezești și la 2 dimineața din somn și ziceai că trebuie să jucăm și atunci trebuie să fii pregătit mental, nu mai vorbesc de fizic. O să ajungem și la acele campionate, dar vreau să te întreb. Bun, erați pe tunel acolo, da. Ați intrat, a început să vă cânte imnul. Care l-auzeam doar pe la televizor, mai vedeam exact. Ce l-au dădeam televizorul mai tare, poate o să ne cânte și nouă odată live. S-a întâmplat. Și? Cum e? Multe vuvuzele, cu multe, ziceai că eram la campionatul mondial, deci nu te puteai auzi. Eu trebuia să urli, asta e cuvântul potrivit, să urli, să vorbești, să strigi ca să te poți auzi, pentru că era o hărmălaie enormă și febra meciului asta, ai niște emoții, cine spune că n-are emoții în astfel de meciuri? În meciurile ale echipei naționale, minte. Cu siguranță trebuie să ai emoții, iar în momentul în care ai emoții, că n-ai temerea de a nu pierde, de a fi cel mai bun decât adversarul, cu siguranță te autodepășești. Temerea pozitivă, când poți să intri în teren să dărdie jambierii pe tine. Nu există. Dar așa... a fost vreodată teamă de vreun adversar că tot ai adus discuția? E normal. Teamă la modul chiar să-ți dărdie? Nu. Teamă să-ți dărdie nu, dar erai conștient de valoarea adversarului și știai că trebuie să te ridici la nivelul lui, cel puțin la nivelul lui, ca să poți face față. Vezi Real Madrid, vezi Bayern München, vezi Lyon. Cam. Multe echipe cu jucători extraordinari în perioada aia. Echipe. Foarte bun. Mi-aduc aminte când am jucat returul meciului cu Villarreal, când nu s-a jucat în Ghencea datorită zăpezii și vremii nefavorabile. Am jucat la o săptămână și după aia a venit returul. Când noi am ajuns și n-am făcut antrenament oficial. Fost niște probleme cu avionul, cu mai multe. Am ajuns și eram în costum, cum ne duceam și ne-am dus să vedem terenul. Oamenii ne-au prins nocturna să facem antrenament și noi eram în pantofi și am zis, noi călcăm terenul, suntem pregătiți. Dar noi am ajuns prea târziu, eram super obosiți. Și l-aveau, mi-aduc aminte, pe Richelme, pe când aveau lovitură de la 25-30 de metri, ei se pupau la centru. Deci, adică jucători. Și am avut și acolo, am fost așa puțin, că au fost 1-0 și am luat al doilea gol foarte târziu, adică pe la sfârșitul meciului. Un gol de 1-1 nu se știe cum să duce meciul în prelungiri, în asta. Oricum, o echipă foarte puternică. Submarinul Galben la acel moment era o echipă puternică. Iar ce mi-a rămas mie pe retină și în Ghencea și când am avut acea turul de semifinală de Cupa UEFA, cineva care nu știa geografie, așa ca să mai și descrețim frunțele puțin, care nu știa geografie și venea atunci la cel meci, cu siguranță învăța geografia României în proporție de 80-90%, pentru că pe tot stadionul vedeai pancarde cu orașe din toată România. Vedeai Suceava, Iași, Vaslui, Galați, Timișoara, Focșani, vedeai oameni care veneau și iubeau această echipă. Și o iubeau pentru că și jucătorii și tot ce însemna echipa Steaua București, la rândul ei făcea enorm de mult pentru acești oameni. Și referitor la faptul că era și eu cred în continuare că este iubită această echipă, dar datorită rezultatelor, lumea a început să mai scârțe, să mai strângă din nas, numai datorită rezultatelor, pentru că tu dacă ai avea rezultate foarte bune, cu siguranță și oamenii se vor întoarce către echipă, vor veni la stadion, vor fi din nou la fel de mulți. Al doilea campionat care l-am câștigat cu antrenor Cosmin Olăroi la ultima etapă la Vaslui, în care am bătut pe Vaslui, țin minte că am venit, n-am fost cu avion, am fost cu autocarul și am venit cu antemergător de la jandarmerie, ulterior de la poliție și nu puteam să trecem pe drumul dinspre Moldova spre Bucur, nu puteam să merg, au trebuit să treacă în fața autocarului, jandarmeria trebuie să stea în spate, dar au fost nevoie să treacă în față pentru că ne blocau efectiv oamenii drumul. Drumul național era blocat de oameni cu mașini, oameni ieșiți în stradă, în care oprea autocarul, nu puteai să treci.
Nu puteai să treci. La Buzău am fost. Era un... Te simți și puțin așa. Era un concert, ceva. A sunat primarul de la Buzău, că știa, că a auzit că ne întoarcem pe acolo și a oprit, a dat oamenii jos după scenă, ce erau artiștii care erau la momentul ăla și ne-am urcat noi pe acolo. Te simți puțin față de artiștii care erau. Dar cât era de mulțimea aia care a început, toți era... Astea sunt niște... niște imagini care îți rămân pe retină, îți rămân întipărite și în minte și... Dar nu ți-a rămas și golul pe care l-ai marcat acolo la Kiev? Adică... Da, erau niște faze pe care le lucram, să zic. Nu, nimic nu e întâmplător. Aveam niște trasee bine definite în care fiecare știa unde să atace, fiecare unul, colțul scurt, cu bara a doua. Le mai vezi azi? Probabil că se lucrează. Nu, de lucra se lucrează, dar le mai vezi anumite trasee, anumite... Păi, da, dacă le vedem, le vedem între noi. Noi între noi suntem zmei. Trebuie să le vedem între noi și alții, mai puternici ca noi sau în competiții europene. Din păcate ne lipsește asta. Recent am văzut unul din cele mai spectaculoase meciuri din Liga 1, FCSB Farul, 2-3. Da, un meci, da. Un meci interzis cardiacilor steliști. Da, da. Cum, fotbalul se joacă până fluier arbitru și din fericire, din păcate, din fericire pentru unii, din păcate pentru alții, fotbalul se joacă pe goluri. Trebuie să fii conectat 100% până fluier arbitru, sfârșitul meciului. N-ai cum, mai ales Steaua în prima repriză a avut, cred că, hai să nu, dar 3-4 ocazii clare de a marca. Clare, situații clare de a marca. Responsabilitatea trebuie împărțită. Și atacanții, și mijlocașii, și fundașii, apărătorii au și portarul au responsabilități. Nu putem să nu-i nimic, ca atacant nu-i nimic, vine următoarea. Nu există așa ceva. Un atacant sau un fotbalist în fața porții, dacă are o jumătate de ocazie, trebuie să marcheze. Asta înseamnă randament de 100%. Pentru că și fundașii la rândul lor, dacă greșesc, mai e unul singur care mai poate scoate portarul sau e gol. Deci responsabilitatea trebuie să existe din ambele părți. Eu întotdeauna am fost așa, poate am fost puțin mai dur, dar responsabilitatea trebuie împărțită. Și în faza de atac și în faza de apărare. Nu putem în faza de atac vine următoarea și în faza de apărare nu mai vine următoarea, cu următoarea o pui la centru. Nu, dar de fundaș, de Daua, care ia roșu, cum ți se pare? Da, și poate că momentul a fost depășit, dar dacă stăm și analizăm așa per total, decât să fi scăpat atacantul spre poartă, unul la unul cu portarul, s-a sacrificat și a luat acel cartonaj roșu. Din lovitură nu a ieșit gol. Nu a ieșit gol. După însă... aceea s-a întâmplat să iei golurile care le iei. Da. Dacă Pintilie ar fi putut să dea indicații, crezi că ar fi putut face mai mult în acel final de joc? Da, există Fejiu. Adică, da. Nu știu, pentru că ai avut antrenor pe bancă și s-au întâmplat, cred, situații în care antrenorul a fost suspendat sau nu a fost lângă voi, da. Sau... Da. Da, poate, poate ar fi fost un plus. Da. Vedeți, la situația care e, se întâmplă, dar știți ce, sunt eu așa dezamăgit că situația asta care se întâmplă și cu Mihai și cu ceilalți antrenori a fost și premergător lor. Cu mulți dintre antrenori. Adică s-a mai întâmplat acest lucru. S-a mai întâmplat acest lucru. Acum e așa, e la nivel de high level. Nu știu de ce, mă depășesc lucrurile astea, dar cu siguranță, ușor, ușor, va trebui să intrăm și în normalitate. Deci trebuie să... Da, va trebui să intrăm în normalitate, ușor, ușor. Dar în aceeași ordine de... Eu cred că foștii mari sportivi, în cazul nostru fotbaliști, ar trebui... poate ajutați mult spus, dar ar trebui ca să aibă un... A tu față de toți ceilalți care vin și vor să facă antrenori, pentru că și eu aș vrea să mă duc acum și să devin devin report. Da. Am și eu noțiuni, văd cum se face, clar. Dar nu sunt în miezul problemei. Da. Și eu, ca să ajung să fac meseria care o face un
un reporter, să spunem, am foarte multe de învățat și foarte multe etape de parcurs. Pe când un reporter, ca să-și ia un calificativ, un reporter care da. Face acest lucru, dar are nevoie de un calificativ în plus pentru a fi, pentru a fi sus, cu siguranță are noțiuni, știe despre ce. Eu trebuie să iau de la zero. De asta spun că ar trebui sportivii puțin ajutați, cu ghilimele de rigoare sau nu, sprijiniți în a intra în normalitate pe cariera de antrenor care vrea să o urmeze. Asta este părerea mea. Nu spun că nu trebuie să faci lucrul ăsta, să intri în normalitate, dar trebuie și puțin stimulați și ajutați. Dar ți s-a părut un pic cam mult tam-tam făcut în, pe marginea acestui subiect, nu? Pentru că a părut la un moment dat. Da, sincer, pentru că la urmă deviam de la problemele care sunt în fotbalul românesc, deviam spre un antrenor și arătăm cu degetul spre el. Probleme mari de tot avem în fotbalul românesc. Am atât de multe lucruri să te întreb, pentru că ai avut o carieră interesantă în spate și am început direct așa cu lucrurile din, mai de aproape din Champions League, și am ajuns cumva în actualitate, dar nu vreau să trec peste lucrul ăsta și e foarte important. Cum te-ai gândit să te apuci de fotbal? La Dunărea ai fost? Da, la primul meu... Dunărea Galați. Primul meu antrenor, mi-aduc aminte, în clasa 5-a spre a 6-a, cum eram la școala generală, sper să nu greșești, 29 în Galați, era un domn așa îmbrăcat într-un costum, o parpalac, din așa, a zis că e reprezentantul la liceul sportiv, program sportiv din Galați, și ne-a pus, jucam între noi, fiecare, jucam în costum și în pantofi, că așa era, aveam, țin minte, costume la școala generală, și aveam de asta matriculă pe noi, așa era, așa erau vremurile. Și am jucat și a făcut o selecție de 10, 20, 30, 50 de copii. Te pe care de atunci pentru Champions League la costum, așa, când te dădeai jos. Da. E atunci exista respectul față de școală, față de profesor, față de educație, pentru că noi nu știm decât de frică. Degeaba ne dăm, omul, frica pozitivă, nu? Da. Omul trebuie să știe de frica aia când vine profesorul care ceva, pentru că la fel cum spuneam, și frica trebuie să fie la sportiv, trebuie să fie atuul lui, pentru că te aduce în situație de a fi cel mai bun. Și după ce ne-a selectat, ne-a chemat la stadionul Dunărea din Galați, din 100 de inși, să aleagă 20-30 pe care să implementeze în cadrul organizat. Și între aia 20-30 am fost și eu. Constantin Ploieșteanu, care a fost secundul lui Vasile Simionaș la Oțelul Galați. Și m-am dus și am... Ne-a chemat și m-am... În clasa, țin minte, în clasa a 7-a spre a 8-a, m-am transferat la CEO cu program sportiv. De la școala generală m-am transferat la CEO cu program sportiv. Am învățat o zi la CEO cu program sportiv și spun și de ce. Noi învățam să făcuși școală cu profil clasă cu profil fotbal, că erau mai multe discipline sportive, nu numai fotbal, și ne-am dus și aveam școală dimineața și antrenament după amiază. Antrenamentul făceam pe stadionul Dunărea din Galați. Aproape acolo. Da. Ajunsesem la antrenament și echipa mare, care vedem, noi făceam tot pe terenul mare, dar după ce termina echipa mare Dunărea. Și s-a întârziat, nu știu din ce motive, și am ajuns seara acasă, pe la 7, 8, 9, obosim, mort, cum eram. Ce să mai faci lecții pentru a doua zi? Pentru că și am învățat și bine la școală, nu pot să zic extraordinar, dar bine, nu lăsând modestie la o parte, bine. Și când am ajuns acasă, ce zic, îmi cădea capul de masă, nu mai puteam să fac teme și auzeam cum era așa disputa verbală între mama și tata, că nu învață, nu face, nu drege, mama să învăț, tata era cu fotbal, împătimit, și a făcut ce a făcut și a doua zi m-am dus și m-am transferat de la liceu cu program sportiv înapoi la școala generală. Bine, s-a întâmplat într-o săptămână, dar nu m-am mai dus, m-am dus din nou. Și m-am dus din nou la școala generală 29, iar Neatică Ploieșteanu, Constantin Ploieșteanu, a venit după mine acasă la mama. Deci a venit după mine acasă ca să mă lase la fotbal. Pentru mine a rămas etalon. Sunt două personaje cheie în toată cariera mea de fotbalist. Domnul Ploieșteanu, care m-a descoperit, iar ulterior cine mi-a... Știi cum așa, că ai nevoie de un puș de la spate ca să te împingă, ca să... Asta... Mihai Cioban, care este acum Neamișu Ciobanu, care la Botoșani e mentorul meu în fotbal.
Da, un om cu un caracter deosebit, l-am cunoscut și eu. M-a ajutat enorm, mai ales când s-a înființat echipa de tineret. Chiar el a fost care m-a împins spre postul de fundaș central, pentru că jucam fundaș stânga. Da? Da. Jucam fundaș stânga, nu loveam mingea absolut deloc cu piciorul stâng, ziceai că-s de lemn. Și... era de urcat în autocar. Da, zici. Dar erau acele ziduri, acele ziduri de beton în care te jucai și domnul Ploieștean m-a pus fundaș stânga. Știi minte că parcă mi-a spus că de câte ori lovesc mingea cu piciorul drept când vine pe stângul, dar te oprește și vine și îmi dă cu o castană. Și de temerea asta veneai și loveai cu stângul. Loveam, de ce vechi, strâmb, asta e cuvântul, strâmb, de lemn. Dar m-am jucat la acel perete, îl țin, văd așa la beton, în continuu cu el. Lipsește cu desăvârșire acum. Apropo de lovirea mingii, uite că spuneai, sunt multe probleme apropo de asta în fotbalul românesc și văd fotbaliști chiar care de Liga 1. După soare, că dacă vine mingea pe piciorul care nu prea e așa, se învârte ca să vină pe piciorul bun. Din păcate, nu trebuie, iar lucrurile astea trebuie. Și pierzi timp, e foarte important în fotbal. Fotbal este cel mai dezechilibrat sport care există, din punctul meu de vedere, pentru că întotdeauna tu ești doar într-un picior, ai echilibru într-un picior, cu celălalt trebuie să coordonezi mingea. Tu ești într-un picior, dreptul sau stâncul, celălalt trebuie să coordonezi, să driblezi, să pasezi, să faci preluare, ești într-un picior ca barza. Trebuie să ai coordonare și motricitate extraordinară, iar dacă îți vine pe piciorul mai puțin bun, pierzi o secundă, două, în fotbal vine adversarul, te mănâncă. Mai ales uitându-ne, uite, chiar vorbeam cu Emil Săndoi, aveam o discuție despre, apropo de cât timp se pierde de către un fotbalist, până se așează în poziția pe care el o vede pe cea normală. Ideea e că ce am văzut la campionatul mondial, nu vreau să mă gândesc, pentru că ar fi prea mult să ne ducem cu gândul acolo, mai ales că nu prea am mai văzut. Da. Ca nivel de rit de joc. Da. În Champions League ne uităm că sunt anumite meciuri în care tu la televizor obosești uitându-te cât de repede și cât de rapid se desfășoară anumite faze. Da, suntem departe. Trebuie să ne punem întrebare de sus, trebuie să punem întrebare de ce. Păi de ce? Dacă de ce? Trebuie investit în primul rând în infrastructură. Primul lucru, în infrastructură. În al doilea rând, în personal calificat. S-au mai făcut acum, dar nu trebuie să făcute în orice colțișor liber, ar trebui investit în baze sportive. Eu nu spun de fotbal. În bază sportivă, în sport, în infrastructură de orice natură. Trebuie investit în personal calificat, în antrenori calificați, educați și în sportul ar trebui să fie prioritar. Cum e în America, ar trebui să fie sport, disciplina asta se numește educație fizică și sport și după aceea celelalte. Pentru că, făcând așa o paranteză, eu mi-aș dori și ca nație, ca țară, ca mi-aș dori să am o generație tânără sănătoasă din punct de vedere fizic cu care pot lucra în orice domeniu de activitate, decât să am o generație bolnavă pe care trebuie să o vindec și după aceea să o implementez în anumite sisteme de care are nevoie țară. Nu neapărat sport. Da, sport, asta cu infrastructura, eu întreb, era mult mai mult talent înainte sau mult mai multă dorință înainte din partea unor fotbalii sau ce era înainte? Pentru că, Sorin, noi nu am avut infrastructură. Nu aveam acele maidane, te jucai pe maidan, nu aveai nici acces la tot ce înseamnă acum toți copiii vin, mulți dintre copiii care vin la fotbal, vin poate aduși de părinți. Vin îmbrăcați, vin încălțați cu Adidas, ghetuțe de ultimele modele, cu hăinuțe. Eu îi mai povestesc lui Matei al meu, dar probabil o să spună că sunt am drumul meu. Aveam încălțările, tenis și cum erau înainte, tenis și drăgășani și chinezești. Drăgășani erau așa puțin erau de nivel înalt. Eu aveam tenis din aceia chinezești și când ieșeai și te jucai pe ciment, talpa se rudea fiind din cauciuc. Da. Și aveai gaură în talpă. Cei negri, nu? Da. Și aveam gaură în talpă și spuneam că îmi puneam piciorul pe coperta de la carte, mi-l creionam cu un creion sau cu o cariocă și îmi făceam tălpic din coperta de la carte. Dar după dos, nu după față, ca să fie cartea frumoasă la suprafață, dar pe spate era decupată cu piciorul meu, că aveam intrat piciorul pe carte. Și îmi făceam așa și te jucam că te jena, dar nu spuneam acasă, că dacă spuneam că am încălțările rupte, nu mă mai lăsa afară. Până să-mi ia părinții mei munceau amândoi,
era normal, am fost doi copii, trebuia să aibă grijă de asta, nu puteam să-mi ia câte o pereche de încălțări la săptămână, că îmi dădea cu ele în cap. Erau altele prioritățile. Și îmi făceam astea și îi spun, Matei, meu să încalță cu... Bine, nici nu e vina lui, astea sunt... Da, astea sunt vremurile. Dar eu cred și, bine, sunt și excepții, performanța se naște din neavuții. Sportivii de performanță și dacă o luăm așa motamo și la box și la hamba așa, sunt și excepții, sunt și excepții, dar marea majoritate a sportivii de performanță se nasc din nimic, din neavuții. Și luați exemplele brazilienilor, de ce brazilienii sunt cei mai renumiți în lume? Argentinieni, de ce? Care provin de acolo să jucau pe nisip în picioare lor. De ce? Deci de foame, cum? Da, să... cred că asta e cuvântul. Da, poate din lipsuri. Da, din lipsuri. Din lipsuri, pentru că te obligă, te construiește, te călește. Pentru că, uite, mă gândeam, revin iar în prezent, pentru că, până la urmă, aici pare că ar fi problema și nu în trecut. Da. Când, da, nu existau, și existau terenuri mociloase, îmi aduc aminte că mă uitam la anumite meciuri, existau... nu știu, salarii foarte mici existau, dar vedeam nu fotbal, vedeam în primul rând dorință, cred, a fotbalistului de pe teren și vedeam talent, vedeam că știe să coordoneze o minge indiferent că sare dintr-un dâmb și poate nu-i vine exact cum și-ar dori să vină la picior. Și apropo și de asta, ce am văzut și ieri la s-a întâmplat la Sepsi cu Craiova, că s-a oprit meciul datorită scandalului, nu știu ce. Mi-aduc aminte și am văzut pe YouTube, când eram mic, nu am mai văzut pe internet, când se jucau trei meciuri consecutive pe 23 august, se jucau Steaua Rapid, Sport, cu plaje, și stăteau oameni în fund lângă colțul terenului, să deau puțin așa, ca să poată bate cu un, și nu se mai înjurau, nu se băteau, nu intrau pe teren, că erau câte 100 de mii, erau cel puțin 100 de mii, și pe jos și pe acolo, pe tribună, dar exista... Frica de autorități, frica de miliție, cum era atunci, frica de jandar, care era frica sportivului era pozitivă, să fiu mai bun, iar frica omului, din frică vine educația, respectul. Da. Nu vreau să trec peste momentele tale de început. Ai fost la Dunăre, ai ajuns la Oțelul, cum a fost acea perioadă? Da, a fost o perioadă, am debutat la Oțelul Galaș cu domnul Simionaș, țin minte, într-un meci cu FC Național, în care am bătut 3-2 și m-a introdus și pe mine pe finalul meciului, cred că ultimele secunde, minute, n-am atins mingea și de fericire că am debutat acasă, când am luat mingea și am degajat-o, avea un om casă în spatele terenului, am degajat-o lui ăla pe acolo, pe în casă, au pierdut mingea, m-au certat o săptămână, că erau mingile care erau de joc, nu era ca acum la discreție, aveai 20 de mingi. Și acum mingile de joc și acum mingile de joc. Și a fost o perioadă în care am crescut lângă niște fotbaliști foarte bune la acele perioade, la Oțelul Galațiu fiind un copil, și am învățat foarte multe, foarte multe de la ei, cu care ulterior am reușit să le pun și eu în practică atât la Galați cât și la Steaua. Fiți atenți, că acum vreau să îmi aduc aminte de un episod și vreau să-l povestesc cu tine. Tu nu ți-l aduci aminte. Dar eu eram la cumva la început în presă. Te-am prins la un meci al Stelei, dar nu mai știu ce meci, nu mă întreba. Eu am fost fan Oțelul Galați, fiind din Galați. Na. Și mi-aduc aminte că după un meci al Stelei, dar voi pierduse, cred că ați pierdut atunci, sau egal, sau oricum, era un rezultat, nu era victorie cu siguranță. Erai supărat după un meci și am spus-o, mi-aduc aminte că eram în parcare aici la Ghegea, și mi-aduc aminte că am venit lângă tine cumva și ți-am spus în glumă, eram și eu copil la vremea aia, tu erai supărat și mi-aduc aminte că ți-am spus Sorin, poate vii înapoi la Galați și mi-ai zis, la Galați să te duci tu. Mi-aduc aminte de acest episod, mi-a rămas cumva, nici colegii nu știau de acest episod. Îți dai seama, dar eu acum îți dai seama că nu aș fi putut să spun la un fotbalist după un meci supărat și
na, cu gândurile lui și chiar am rămas așa cu acel episod, mi-l aduc aminte că eram mic și ce înseamnă, apropo, să nu ai experiență. Pentru că atunci eram și eu copil, de-abia... Când e supărat că pierzi, înseamnă că-ți pas. Da. Am văzut că... Dar am crezut că te relaxasei cumva după meci, dar nu, erai continuat. Pentru că voi, pentru că voi erați la vremea aia, și nu doar voi, și la Rapid, și la Dinamo, cei care erau acolo voiau întotdeauna să câștigi. Da. Un lucru pe care, cu siguranță, și cei de astăzi îl vor. Dar am auzit mulți antrenori și mulți conducători care spun că în ziua de astăzi ai pierdut, ok, hai, a doua zi, dar nu. Nu am mai văzut fotbaliști, am discutat cu mulți oameni, nu am mai văzut fotbaliști preocupați a doua zi despre asta ce înseamnă nepăsare, ei. Înseamnă că pe timpul trece, da, de afa merge, ca pe timpul comunism. Și de asta am și povestit acest lucru. Pentru că tu în continuare erai... De ce am pierdut? De ce, ce n-ai făcut bine? Da, ce adică tu erai, se și vedea în privirea ta cumva că tu încă ești acolo. Întotdeauna a fost. Și acum sunt la fel. Adică și aici când jucăm, dacă pierdem un meci, nu cade bine. Nu pot să zâmbesc, să fiu cu... Că ai doar la competiție, vii să te distrezi. Vii să te relaxezi și să... O competiție despre care, evident... trebuie să discutăm, pentru că este o competiție... Este cea mai importantă competiție din București. Da. Când ai venit tu, nu erau... Când ați venit voi, nu erau atât de multe echipe. Da, acum au ajuns la 144 de echipe. Foarte bine. Să dea Dumnezeu să ajungi la mai multe, pentru că un lucru bine făcut, cu siguranță atragi. Și în cazul nostru atrag oameni care vin să distreze, să joace fotbal într-un cadru foarte bine organizat, să se întreacă între echipe, competiții, atât între echipe cât și individuale, între asta, câteodată să mai duce așa la extrem, dar întotdeauna ne-a făcut plăcere și ne face plăcere să vină la Victorica. Venim cu mare drag. Și poate... Poate fi și o chestie cumva, Maidanul de altă dată nu mai există. Adică eu mi-aduc aminte și când eram mai mare, nu neapărat doar copil de 10-12 ani, jucam în fața blocului. Nu erau atât de multe mașini. Nu erau mașini, în fața blocului sau în spatele blocului era acel bătător de covoare. Exact. Era poarta. Vara. Da, jucam. Acum nu mai sunt. Acum orice pete de pământ se ridică câte o clădire. Exact. Și cumva aici poți să vii și să-ți... faci antrenamentul, între ghinimele, antrenamentul. Da. Din fericire mai există și astfel de baze, astfel de terenuri, astfel de infrastructură. Ar trebui să existe în fiecare colțișor, în fiecare cartier ar trebui să existe, implementat. Ar trebui, țin minte că noi ne duceam și jucam la... în școli jucam, după ce terminam orele mai jucam... Da. Ne mai întâlneam, erau orgolii între jucai clasa X cu clasa Y, erau fetele care se făceau galerie, te impulsionau, jucai pe ciment, cu ce aveai, încălțat, cu nu conta. Important era să joci și să și câștigi, dacă reușeai să câștigi era cu atât mai bine. Ați organizat și la voi Victory Cup, din câte mi-aduc aminte. Da, puțin am organizat, pentru că fiind anvergura așa mare... Da, nu aveți voi, având și copii, na. Da, a trebuit să mutăm în altă parte. Vreau să te întreb, care e cel mai... e vreun moment amuzant aici pe care l-ai avut la Victory Cup? Sunt momente amuzante. Acum, să mă gândesc. Dar spune-mi, cum se descurcă Rică Neaga, mulțumit de el ca fundaș? Da, e foarte bine. Doar că mai alunecă puțin, când e vremea nepotrivită și trebuie să-l mai adun după jos. Oricum ne tachinăm, dar noi am rămas întotdeauna, am rămas în familie și prieteni și oricum când ne întâlnim, chiar dacă ar fi să mergem 10 metri, tot găsim ceva de care să ne legăm unul de altul. Și nu numai între noi, dar... Cât ca nivel al competiției, cum ți se pare? Cât de greu e la Victory? E, pentru că și întotdeauna am spus-o, noi... Venind aici nu putem, am vrea să câștigăm toate meciurile, dar nu reușim pentru că sunt băieți mai tineri, sunt băieți cu calitate, sunt echipe bune și foarte bune, iar noi orice an trecut peste își lasă amprenta cu siguranță și ne spune că nu,
nu spune adevărul. Orice an trecut în plus, peste fiecare dintre noi își lasă o amprentă. Și am avut momente când am venit la Victory Cup, când am jucat și în 4 inși. În 4, n-am avut. Serios? Da, în 4 contra adversar, încă în 4, că eram 5 de toți. Ma. Și a fost. Țin minte, eu, Paraschiv, Telică Stancu, Petre și un cum băiat, Răzvan. Atâți am fost. Și am jucat în 4 inși. Și? A reușit să câștigăm greu, dar după aia ar trebui să stăm să ne tragem suflul până ajungem la mașină, că a fost mai greu. Victory Cup transmite meciurile în timp real. Te mai uiți? Mai dai un ochi așa? Da. Da. La... De multe ori îi mai cer lui Drago și îi mai cer... Bine, la început, acum specializat, îi mai ceream lingu ca să intru când absentam ori din anumite probleme, ori medicale, asta, ca să pot să... Să vezi ce au făcut. Da. Bun. Vreau să revin un pic, am uitat niște lucruri și nu vreau să trec peste ele, pentru că pe vremea aia, când eram în Champions League, cred că toată lumea își mai dorește, nu știu când vom mai avea, poate cu noroc, poate cu... Avem nu știu că obosești până ajungi la, da. Până ajungi să joci play-off-ul, eu sincer, da, glumesc acum. Mi-aduc aminte când i-am eliminat pe cine am cu Standard Liege, nu? Da. Standard Liege, ne-am calificat 2-2 la ei și 2-1 aici, 2-1. Eu am fost suspendat în acel meci. Dar să-ți povestesc cum am fost, de ce am fost suspendat. Acolo țin minte la 2-2 pentru ei. 2-2 pentru ei. La 2-2 am avut un corner. Da. Aveam corner. Aproape de sfârșitul meciului, 75-80 ceva de gen. S-a bătut cornerul, nu știu cum s-a respins mingea și a ajuns mingea la un jucător de-al lor și acum a contratat de la jumătatea adversă. Deci n-am cum, cred că îmi spăreau călcâile cât alergam spre înapoi și mă uitam, era și Goie și Paraschiv în duel cu adversarul, nu știu cum s-a ținut cu el, și ar fi putut să-l țină sau să rupă jocul acolo, dar n-a făcut-o. Eu când am văzut că a scăpat și am întors capul spre și am văzut că mai era doar portarul și Goie și aia a scăpat, deci cum fungeam spre înapoi, am avut un moment în care și-a depărtat mingea adversarul de picior. Și atunci acum e momentul, dacă nu, acum cu tot cu minge, ori el, ori mingea, n-am cum, aici trebuie să fac faul ca să rupă jocul aici, că altfel dacă scăpa, era groasă. Și am făcut faul cu tot cu minge, cu tot cu adversar, mi-a dat galben, am luat galben și eram suspendat în asta. Ajungem la vestiare, ne spălăm, îți am supărat că nu joc meciul retur, în sfârșit. Și îl întrebă Paraschi, zic, băi, părut, că ai fost acolo, dacă făceai faul acolo sau îi luai mingele ăsta, uite, am ajuns să iau. Zic că a trebuit să fac faul, să iau galben și asta, mai în râs, mai în glume și zice el, da, dacă făceam eu faul și luam și eu galben și nu jucam nici eu, chiar am și eu suspendat. Mi-a zis, bravo, am luat eu galben, acum și stau eu. Bun. Și am văzut meciul din tribună, după 23 august din tribună și acolo simți pulsul, adrenalina oamenilor, acolo simți, cu adevărat. În teren, ai așa, dacă în început meciul ești conectat acolo, știi ce trebuie să faci, dar dacă vezi manifestarea oamenilor, cum se manifestă oamenii în tribună este și mai ales așa în euforia aia care cu ocazie, cu gol dat de ei, după aceea cu ocazie în rând, mi-aduc aminte că a dat Vali Badea și înainte de al doilea gol a arătat Cristocea, cred că vreo două ocazii clare și da, momente frumoase pentru fiecare dintre noi ca jucători, oamenii, suporterii, toți. Ce ai spus sau ce ați spus lui Bănel la acel autogol de pe Bernabeu? Da, multă lume m-a mai întrebat și atunci când l-a luat și arătam acolo sus că era tabela și a zis, uite tabela, minutul cât era, 70 ceva, mai avem de jucat, trebuie să jucăm, gata, s-a dus, acum ce să facem? O luăm de la capăt, vedem ce se poate întâmpla. Și împotriva unor coloși, ai fotbal. Numai dacă e număr acum, dacă îi pun pe hârtie, sunt niște coloși, ai fotbal atunci. Iar unul dintre ei e Ronaldo Nazare. Na, e ceva, nu degeaba s-a spus el fenomen. Chiar a fost el fenomen. Cum s-a inventat termenul de megastar pentru Michael Jackson, pentru e singurul care s-a inventat termenul de megastar, așa este pentru el fenomen. Chiar era el fenomen. Incredibil cum ce lejeritate n-a conduce mingea și atunci era, cred că avea multe kilograme în plus. Da, da, da. Incredibil cum conducea mingea cu ambele picioare, cum își destabiliza adversarul din corp. Dacă te duceai după fentă, te făcea și de râs. Da.
Da, jucători mari, de tot, jucători enorși cu o echipă Real Madrid, dar și-au pus întrebarea, țin minte, îngrijitorul de la teren sau cine era acolo, făcea, dar ce echipă mare sunteți, că niciodată nu s-a întâmplat ai să fie așa mulți, mulți suporteri adverși. Da. Au venit săracii români, plecați, cred, da, de bine pe în Spania, pe acolo, pe la muncă, au venit toți la meci. Te uitai așa la, spuneai de adversari ăștia, ia mai în număr, mai spunem din ei. Deci Casillas în poartă era? În poartă Casillas, unul dintre fundașii centrali Cannavaro, nu mai știu cine era al doilea fundaș central. Fundaș stânga Roberto Carlos, fundaș dreapta Sergio Ramos. La mijloc Guti Emerson, în față a jucat Van Nistelrooy, în spatele lui Raul González. Robinho în stânga și în dreapta nu mai știu cine. Sunt doi, fundașul central și nu mai știu cine a fost mijlocași dreapta, dar am lăsat acum, dar în revi. Deci echipa avea, dacă atunci erau, a fost rezervă și în tur și în retur, David Beckham a fost rezervă și cu Ronaldo. Da. Deci cum da, e asta? Cum? Da, și era cool. Trebuia să te duci ca și cum ai intrat în arenă, dar și tot e, trebuia să... Eu cred că din punct de vedere fizic și asta ne-a ridicat. Cred că am alergat de 10 ori mai mult ca ei, dar numai că alergam după minge, alergau când aveau minge, atât. Da, era, calitate, da, calitate, asta e cuvântul, calitate. La o astfel de echipă, cred că tu ești mai disperat să încerci să parăți ceva. Da, trebuie să te autodepășești, trebuie să te automotivezi, trebuie să faci tot ce depinde de tine. Acolo nu mai există antrenorul, că spune antrenorul strânge, fă, dregi, acolo tu trebuie să fii, tu cu tine. Tu cu tine și implicit ca echipă. Care e, după părerea ta, cel mai important moment din cariera ta fotbalistică? Hai, cu siguranță, e debutul, când ai debutat, dar n-ai cum să-l uiți vreodată debutul tău ca sportiv speță la mine, ca fotbalist la Galați, când am debutat cu Vece Național. După aceea, ulterior, toate, multe meciuri, iar etapa de cel mai înalt nivel e momentul care am venit la Steaua. Și aceste meciuri, câștigarea campionatului, cele mai mari emoții din toată cariera mea au fost două momente. Când am câștigat primul campionat cu Timișoara acasă, care a fost condus, mi-am indicat, dau gol Mansur. Și a mai dat Andrei Cristea, nu mai dăduse de la meciul cu Valencia gol. Și a dat Andrei Cristea și Nicolae Dică. Chiar îi spuneam lui Dică că l-am pupat mai mult pe el decât pe fiecare antrenor, decât pe neveste, la câte goluri a dat. Și a mai fost un moment, dar emoțiile, am spus că în emoțiile și frica aia, temerea, să creează niște emoții pozitive, a fost la acel meci la campionatul european în 2008 contra Olandei, în care, în momentul în care se cânta imnul, uitam la banca de rezervă și parcă vedeam așa blurat emoțiile, dar în momentul în care s-a terminat timpul și te-ai salutat și a început jocul, să trec emoțiile și fiecare trebuie să știe ce are de făcut ca să reușești să ai câștig de cauză. Chiar dacă Olanda atunci n-a jucat cu prima echipă, da, avea niște jucători, l-aveau pe... Van der Sar n-a fost în poartă, ăsta stângaciu care a fost și la Bayern München, Kjell, așa, zic. Nu, și n-ai de stângaci. Stângaci. Stă pe limba acum, mijlocaș. Zică. În fine. Vreau să te întreb, apropo de echipa națională, cum tu spuneai că atunci când îți cânta imnul, sau când ți-a cântat imnul, vedeai așa în ceață. Da, păi, în ziua de azi se mai trăiește la fel echipa națională, la echipa națională? Sper, cred, nu știu, nu mai sunt acolo, dar mi-aș dori să fie la fel. Nu prea avem rezultate. Nu prea avem rezultate și dacă nu ai rezultate, e ceva ce nu merge. Trebuie văzut din interior, de acolo, ce, cum, de ce... Avem, bine că mai avem jucători care joacă în campionate puternice, care mai unde și cum a fost și cum este Răzvan, văd că e într-o formă foarte bună. Răzvan Marin, da, da. Să sperăm că avem mai mulți, să avem din ce în ce mai mulți, dar nu prea mai avem prin campionatele puternice. Văd că și-a revenit acum și Ianis, a reintrat un sfert de oră, 20 de minute. Avem jucători prin Liga a doua, prin Turcia, prin... Da. Nu cred că se poate compara Liga 1 din orice campionat puternic cu Liga 2.
Te-a ajutat Meme Stoica când ai venit la Steaua? Pentru că era cumva... Na. Aș prefera altă întrebare. Altă întrebare? Da, da. Să fac și eu altă întrebare. Na, nu vreau să vorbesc. Cine ia titlul anul ăsta? Echipa care va greși, echipa care va greși mai puțin. Echipa care va greși mai puțin și care va fi concentrată, pentru că se vor înjumătăți punctele și după aceea orice pas greșit, orice detaliu va conta. Cine va greși mai puțin, cine va greși mai puțin și va fi mai speculativ, cu siguranță va câștiga. În momentul de față vedem că CFR e o echipă pragmatică, o echipă care dacă îți marchează un gol, foarte greu îi mai dai în gol. Foarte greu, o echipă care se apără foarte bine și foarte pragmatică în fața porții. Într-o jumătate de ocazie îți marchează gol, așa cum spuneam. A reușit să o facă în etapa trecută, a marcat mai multe goluri, dar o echipă care marchează goluri și ia foarte greu gol. Bine, și Farul, și Farul are șansă ei, și FCSB are șansă ei, pentru că a recuperat foarte multe puncte. La începutul campionatului era jos în subsolul clasamentului, dar acum are... toate echipele care vor fi în play-off vor, din punctul meu de vedere, se vor lupta la titlu. Aturile principale, aturile principale le vor avea, cred eu, CFR, Craiova, Farul și Steaua. Toată nu cu FCSB, că nu e FCSB, Steaua. În final, trebuie să semnezi și tu pe masa noastră. Normal. Fac cu mare drag, oricând. Așa. Să semnezi aici deasupra lupete sau în spate lupete? No, semnezi aici sus. Cum crezi tu? Și, na, adică, na. Și pentru că, na, e și... Ați de la Timișoara? Gălățean, da. Cumva gălățean de-al meu, de-ai mei. Vreau să-mi dai și mie un autograf. Asta e la meciul cu... Am mai fost cu Rapid. Am crezut că e cu Timișoara. Vezi ce da. Face Photoshop-ul? Da. O să arătăm la oameni. O să arătăm și la camera 25, că noi avem multe camere aici, așa. Uitați-l pe Sorin Ghione. Acum ar fi arătat la... Îți mai aduce aminte de meciurile cu această echipă? Da, aveam tricou roșu albastru. Să precizez că aici e făcut în Photoshop. Eu știu acum dacă n-are. Poate el. Eu când am văzut așa pe spate, am crezut că de la Timișoara. Asta a și fost ideea. Îți mulțumim tare mult pentru prezență și o să mai discutăm, că mai avem multe lucruri de discutat și chiar ai multe, multe povești. Așadar, a fost Sorin Ghionea, voi rămâneți cu noi în Victory Pub, Victory Extra Time și veniți aici alături de noi la Victorica.